Joi 11 februarie, ora 15:43, a fost anunțat un incendiu la un autoturism în localitatea Petelea pe drumul național 15. La intervenție s-a deplasat un echipaj cu o auto specială de lucru cu apă și spumă din cadrul detașamentului de pompieri Reghin. Cauza probabilă a producerii incendiului a reprezentat o cablul electric defect neizolat corespunzător. În urma incendiului a ars autoturismul în totalitate și bunurile personale ale conducătorului auto. Din fericire, nu au fost victime, bărbatul reușind să iasă singur din autoturism.